Noua conducere a Federației Crescătorilor de Bovine din România, desemnată în luna august a acestui an, le-a comunicat membrilor din teritoriu obiectivele pe termen lung și prioritățile pentru acest sfârșit de an, în cadrul adunării generale a organizației susținută la Agromalim. Vechea conducere a Federației Crescătorilor de Bovine din România, avându-l ca președinte pe Mircea Ciurea, a fost demisă în bloc în cadrul adunării generale a Federației din data de 18 august 2011. Tot atunci a fost desemnată actuala componență a Consiliului Director al Federației, iar Claudiu Frânc, care a deținut până atunci funcția de vicepreședinte al FCBR, a fost ales președinte în urma votului exprimat de 19 președinți ai celor 22 de asociații membre FCBR. Pe 9 septembrie, noua conducere a convocat asociațiile afiliate la Adunarea Națională Extraordinară a Federației în cadrul Expo Arad Internațional. Din cele 22 de asociații înscrise în Federație și cu drept de vot, la întâlnirea de la Arad au fost reprezentate 13 organizații județene. Adunarea a avut ca scop principal adoptarea programului de activitate al noii conducere a FCBR, stabilit în cadrul Consiliului Director al Federației, întrunit pe 23 august anul curent la Alba Iulia. Conducerea Federației a supus la vot constituirea comisiilor de dialog cu Ministerul Agriculturii și cu instituțiile subordonate acestuia, respectiv APIA și ANARZ, dar și cu ANSVSA. Apoi fiecarei comisii în parte i s-au stabilit obiectivele în negocierile și discuțiile cu autoritățile statului, dintre care cele mai urgente sunt emiterea ordinului pentru stabilirea cuantumului CNTP, acreditarea Federației în vederea preluării și efectuării COP și deținerii cărților de rasă, elaborarea legislației privind acordarea ajutoarelor de stat la această specie în 2012. Thank you.
Reprezentanții crescătorilor de bovine din România spun că nu mai acceptă ca subvenția pe exploatație să fie mai mică decât suma pe care fermierii români sunt îndreptățiți să o primească anul acesta, conform negocierilor cu Uniunea Europeană. Thank you.